Radio Arad 99,1 FM. Nu te mai vrea plapuma? N-ai loc de pernă în pat? Nu te mai ajută cafeaua? Molnar și Ovi îți arată partea plină a paharului. Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, arădeni! Începe Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce fain e să fii întâmpinat cu aplauze dimineața de dimineață, nu? Da, și de radioascultător dimineața de dimineață. Le mulțumim celor care ne ascultă și celor care ne aplaudă și celor care ne haterez și tuturor, tuturor, da? Dimineața mulțumim. Asta... Mă, din moment ce ne hateresc, înseamnă că ne ascultă. Corect, e clar asta, da. Deci, da. Suntem acolo, pe there's, val. There's no bad publicity, you know, only exact. Publicity. Cum ți-a fost weekendul? Patinaj, chestii, minuni? No, 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 am fost la zăpadă, să știi. Am fost la zăpadă. La zăpadă, aici aproape relativ, la Moneas am fost sâmbătă. Am zis așa, vreau să mă duc undeva unde este zăpadă, să mă duc să-l trag cu Sania pe ăla mic, să nu știu ce, dar nu m-aș duce undeva, pentru că trebuia să mă întorc duminică, și nu m-aș duce undeva unde să fac 3 ore jumate pe drum sau nu știu ce, și să fiu cât de cât aproape. Și m-am dus acolo, la Măneasa, a fost un... Bine, e pustiu, dar nu contează. Și ne-am dat cu Sania, bineînțeles, în mașină, fiind Sania, am luat-o, am pus-o... Zăpadă foarte mult acolo, faină. Știi, da, ne-am distrat o zi întreagă. A fost ok. Foarte fain. Chiar ok. Cu Sani aia șmecheră cu volan. Da. Am uitat să... Adică am poză. Ba nu. Nu știu dacă am. O să văd. Da, aceea Sani, da. Aceea Sani cu volan faină de tot, cum zice românul, ardeleanu. Și chiar a fost un timp bun, zic, acolo. Și când am plecat noi, așa, pe la 6 seara, a început să mai ningă. Dar pe lateral, chiar pe drumuri. Și e acolo un loc așa unde te poți duce prin pădure, știi? Și e foarte fain. Ne-am dus de mi-a înghețat masca, vorba, chiar la propriu. Și, chiar la propriu? Da. Și zăpadă foarte, foarte multă. Și Marcus chiar asta a fost plăcerea lui, să intre prin zăpadă. Păi cel puțin până la genunchi. Minim. Minim. Da, deci a fost fain. Da. Tu? Fain. Eu nu am fost pe zăpadă, au fost fetele pe zăpadă, s-au dus minuni pe acolo, pe la Șiria, chestii s-au dat cu Sania, cu placa, adică placa, chestia aia să ceva sub cornul, placa, nu snowboard și chestii fel de genul, da. Nylon, aveau în dotare, mai mulți copii acolo, da. În elementul lor. Foarte bine. Au prins zăpadă, au prins gheață, dar oricum a fost un weekend de poveste, luând în considerare că a nins. Da. Și a nins, nu știu cum a fost la tine, dar fulgi din alea imens. Păi am fost pe aici, pe zonă, știi? Pe ai centru, pe la zonă, seară. Pe ce? N-a da, ningea puternic, am și filmat un pic. Nu vezi? Și eu, dar și filmat, în fine, altă. Aha, ai și filmat, am înțeles, da. Am înțeles. Și n-am putut să ratez momentul ăsta să nu filmez ceva. Da, deci niște fulgi. De puteai zic pe cântar, vorba aia. Da, chiar a fost fain. Și mai ales, uite, în zona mea, acolo unde încă nu sunt atâtea mașini să circule, chiar e zăpadă foarte bine și astăzi voi avea de muncă, iar cu Sania celebră. Am înțeles. Știi? Foarte frumos, da. Foarte frumos. Spre bucuria copiilor. Da, numai că, uite, de pe miercuri se anunță 8 grade, hai 7. Să nu ne gândim la ce se anunță. Pe mai miercuri, avem 48 oricum, de ore. Minus 5 grade afară, minus corect, 6, corect. Ceva de genul. Centrul e curățat, trebuie să știți, adică mai ales arterele principale. Și, și drumurile, nu știu, județene, da. Da, pentru că am venit și chiar nici măcar urmă de zăpadă pe drum, efectiv, pe carosabil, e foarte bine. E foarte bine, ne bucurăm atunci. Eu nu înțeleg acest fenomen, am fost la cumpărături în weekend. Aoleu, dar de ce ai forțat așa ceva? Trebuie să mai iei una altă. E adevărat. Și, no, și dar, ce? Iar a fost demență. Da. Da. Eu nu înțeleg pe oameni, eu nu înțeleg. Adică înțeleg mentalitatea cum ar veni hipermarketurilor, dar nu știu, de bun simț. Da. De bun simț ceva, adică peste tot se urlă poartă mască, evită aglomerațiile,
să nu creezi aglomerație dacă se poate și intri într-un hipermarket și ești no, în ideea în care școlile sunt închise, grădinițele închise, nu cele private. Da. Da. Te duci într-un hipermarket și parcă nimic nu s-ar fi întâmplat pe globul ăsta. Da, deci acolo e altceva, știi? Acolo e altă lume. Stai cu încă 1000 de oameni sau 800 sau 500. Iar am avut o doamnă mai în vârstă și a trebuit să-i explic că încă am suflat în ceafă. Ah, ok. Și cum a reacționat? Da, cum a reacționat? S-a uitat la mine că ce am eu. Da, că ce? Ciudat. Ce? Că ea nu înțelege. Și am explicat, doamnă, uitați, aveți niște liniuțe jos. Vedeți, da, acolo ar trebui să stați. Spune-mi că avea măcar mască. Da, avea mască pe gură. A, bine, nu și tipic, pe nas. Da, tipic, da. Da. Și încă o dată revin la chestia aia de... Mi-am dat seama, există cumpărătorul pipăitor, care de fapt nu cumpără nimic, dar pipăie. A, produsele. Deci, ia dar fiecare de produs, se uită, citește și o pune înapoi. Man. Și mai e cumpărătorul care încurcă circulația din hipermarketuri, care își pune coșul pe mijloc, da, merge pe cu... dreapta stă ea și dacă ești un norocos, pe partea stângă, ca să nu poți strece, stă el care așteaptă și butonează telefonul. Groaznic. Și atunci, în situația asta, știi, tu tragi după tine căruciorul ăla, nu, amu, ce facem? Ce rău. Nu și știu. Între timp urlă unul la celălalt, știi? În mod special. Asta, ce zici? În mod special ia la uite, el. Luăm, da, știi, da. Și el cumpără. Da. El e mirat că îl întreabă. Da. Înțelegi că oricum acasă nu îl întreabă nimic. E o întrebare consultativă. Da, dar el e mirat că îi se cere părerea. Înțelegi exact. Că în general nu îi se cere exact. Părerea. Vezi că a luat aia, dispar, știi? Și acum eu nu știi cum să reacționeze. Nici corpul, nici mintea, știi? Mă, m-a întrebat ceva. Da, foarte ciudat. Și da, când mă ajungi că... la legume, fructe, deci acolo e jale. Nu, nu. Nu știu cum deci... ți-ai luat iar inima din să te duci, că și ultima dată ai ce avut. Ce să fac? Să mor de foame? Adică eu mă duc cu drag cu... magazinele dar mici. Dar susțin magazinele mici și cu drag, dar trebuiau da, da. Mai multe lucruri, pentru că aveam un plan corect. În casă de a face niște prăjituri și trebuia neapărat să mă duc da. Acolo. Asta e. Sper știi? Că... pentru că erau niște chestii care numai de acolo se cumpără da, și da. Numai și trebuia, nu. No. Dar nu faci? Înțeleg deci, asta e na. Tu n-ai fost nu, nicăieri. Nu, nu, eu ți-am spus mă feresc de lucruri de genul ăsta. Și dacă e na, nu știu eu mă mai duc așa din când în când. Dar doar pentru chestiile alea și ce-mi trebuie, nu știu, ceva care nu găsesc în alte părți. Dar evit să mă duc sâmbătă și nu știu, duminică sau nu știu. Și nu oricum am observat, mai nou prietenii se întâlnesc la mall. Sau se, nu la mall, la hipermarket. La hipermarket. Da, deci eu am avut așa, aș putea zice vreo 15-20 de minute am fost în magazin. Oh, bine, ai scăpat, bine. Da, 15-20 de minute, stai până ce am ajuns la casa de mancare. Ah, și acolo 15-20 încă, da. De minute, că și de acolo am o poveste. 15-20 de minute prin magazin și am văzut mai mulți, dar mai exact două grupuri de prieteni care s-au pus și au povestit și până ce eu acolo tot m-am învârtit minunat, ei acolo fix stăteau. Mm. Fiecare cu coșul și stăteau și povesteau. Da, ce frumos, vezi? Asta fiecare e ce-a point. Făcut și acolo, nu i-a interesat că ei încurcă pe acolo accesul și nu știu ce, mai trăgeau căruțul dacă au văzut că chiar cineva vrea pe congelatorul ăla, știi, să intre, da, mai okay. Trăgeau. Deci bunul simț acolo a lucrat, a fost. Vezi asta? Dar ei și-au discutat problemele ce-au avut, minuni. Deci eu ciudat. Cred că așa ar trebui. Hai de acum încolo să facem și noi. Îmi dai un mesaj. Ne vedem la hipermarketul cu tare, la da. Ora cu tare. Trebuie să și facem emisiune o emisiune de acolo. Da. Să facem și o emisiune din hipermarket. Da. Dacă vrei să ne întâlnim, acolo ne întâlnim. Da. Dacă nu putem bea cafea. Și ajung la casa de marcat. Și acolo începe adevărata da. Distracție. Deci la casa de marcat, nu știu dacă numai în Arad, dar e mai ceva ca linia de start de la Formula 1. Mhm. Deci acolo cum sunt așezate casele de marcat, nu? Vizual, da, hai, da. Așa. Corect, am no. aminte tot. Deci presupunem că 3-4 case de marcat funcționează și e coadă. Și se deschide una. Și la un moment dat se anunță. Da, deschidea nu... casa X da. Pentru dumneavoastră. Gândește-te că casa X era în stânga mea lângă mine. Eu n-am apucat să fac un pas. Da. Pe când? De pe o rază de un kilometru, toate doamnele de peste 60 de ani se împingeau să ajungă da. Acolo. Păi vezi?
E o luptă pentru supraviețuire. Dar nu, dar și mie mi s-a întâmplat chestia asta și nu înțeleg. Am impresia că unii sunt programați pe chestia asta. Adică tu ești cel mai aproape așteaptă, de casa aia care se anunță și totuși nu ajungi primul. Nu, că bine, tu stai de exemplu pe mijloc, se deschide casa din stânga, dar e clar că de la casa numărul 1 din hăț dreapta ta de undeva apare cineva. Bun, dar cum? Aud mai repede anunțul? Știi mi-am cum e dat asta? Seama. Eu știi cum e asta? E ca la semafor. Tu stai la semafor și în momentul ăla se face verde și pe cealaltă bandă vine unul din spate lansat. Și claxonează. Nu, dar ăla trece pe lângă tine. Tu n-apuci să pleci să iei viteză, știi? Mm-hmm. Și am impresia că ăștia suntem noi, știi? Noi, s-a făcut verde, încercăm să plecăm, băgăm mâna întâia, frumos, corect, regulamentar. Și vine unul din spate pe banda 2, care oricum venea cu 60. Aha. Și zice, ce bine că am prins la verde. La limită de kilometri 40. Nici nu mai pun frână. Zice, ui ce bine am trecut. Și asta că și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Și bineînțeles că nevastă mea tot timpul mă ciclește. Uite că n-am ajuns. Au ajuns alții. Păi până am băgat, eu mă duc cu mașină mare, nu mă joc. Mm. Și atunci faza. Se anunță casa că din casa numărul X din stânga mea se deschide. Da. Apare o doamnă din ălalt capăt al hipermarketului care probabil stătea la casa numărul 1. Mm-hmm. Doamna ajunge, eu un pas n-am apucat să fac, că e așa slalom printre toate coșurile de pe acolo. Se plantează prima. Eu fac un pas, mai apar încă vreo 5. Nu realizez de unde. Aia. Erau de la congelate, de la 800 de metri, da, vorba și ta. Și fii atent, doamna numărul 1 acolo, da, prima. Campioana. Vine a doua, care împinge căruțul și la care doamna numărul 1 îi explică la doamna numărul 2, că mai încolo cu căruțul, că ea doar ocupă locul, că acum vine soțul, care soțul vine cu un căruț de-abia îl împinge. Că au cumpărat pentru un regiment întreg corect. Și vine de la casa 1 și nu a reușit să facă cu așa o viteză slalom cu căruțul printre oameni. Da, ciudat, nu știu. Și după aia se și uită la tine că dă-te mai încolo, ca el să treacă. Mi se pare absolut corect. Da? Și în momentul ăla tot timpul îți pui întrebarea, mai bine stăteam eu la casa la care eram, știi? Da, acolo am rămas. Deci eu zic, un pas băcat. N-am apucat să fac. Păi n-avea rost. Aveam intenția, știi, mi-am ridicat așa piciorul stâncă. Nu. Da, foarte ciudat oricum. Da. Asta e. Ce să faci cu chestiile astea? Și zici că a trecut nebunia cu pandemia. Ce să treacă, frate? Aia zic, da, după ce, eu sunt ferm convins, după ce trece nebunia cu pandemia, o să vină ceva altceva și o să fie cu creierul, probabil, ceva. Păi, na, trebuie decipați oamenii după aceea, nu? Da, trebuie să știți că au apărut deja, mai în glumă, mai în serios, niște chestiuni pentru a vă scoate chipul 5G din vaccin. Da, poate chiar facem și un business în sensul ăsta. Da, e posibil să postăm pe Facebook la Radu Matinal. Chiar vorbeam cu niște prieteni, știi? Da? Adică, da, vorbeam cu niște prieteni și mi-au zis, uite, idee de business. După ce se termină toată nebunia asta cu vaccinarea, ne deschidem companie de decipare și fii atent, nici măcar nicio intervenție cu laser, numai îl distrugem în interior, ca să meargă mai repede, în 3 minute. Poți să-ți cumperi din ăla de scanat. Orice. Și? Știi cum e la hipermarket, pistolul ăla. Da, și zici că nu mă atingi, că l-ai distrus, cu infraroșu. Și lumea nu are chef de intervenții chirurgicale, nu vrea să dureze mult. Și atunci zicem, nu ți-l scoatem, pur și simplu ți-l prăjim. Uh-huh. Și atunci cu un laser în timp de 2 minute, 3, dar rezolvat. După aia neapărat, pentru că ies foarte multe lucruri urâte din oameni, să le dați ceva ceai diuretic. Putem să, știi că trebuie eliminat, știi, să nu rămână că intră în sânge, corect, și chestii, corect, nu, și să nu... pentru o sumă modică de, nu știu, 50 de euro. Deci, ori 2 plus TVA, ori 3. Da, asta e. Cu cât mai mult, deci avem pachet family. Am înțeles. Deci, știi, friends sau couple, sau la single e mai, că dacă ești... De la single ai putea să faci ceva de genul că hai, scoateți chipul 5G și atunci faci din ăla, cum îi zice, la dating-ul ăla de un minut. Știi că în America e nebunia aia că se pun față în față dating-uri. Da, dar nu știu cum e. Ăla, că într-un minut trebuie să povestești despre tine și se merge la trată. Deci ai putea să faci și o chestie de dating. Eu zic să ne și băgăm. Vino singur, dar dacă îți cauți sufletul pereche, anunță-ne. Da, și neapărat să fie decipat. Și el. Dar nu, că la decipare se întâlnesc. Decipare. După ce a fost deciparea, poate sta unul lângă celălalt. Și iată, sparkling, stelele se aliniază. Se trage cu ochiul. Degeaba, ai făcut doi în unul, practic. Și matrimoniale și...
Dar eu nu zic că ai extra serviciu, nu trebuie eu să te învăț, nu. Extra serviciu. Eu am vrut, pentru așa, că sunt generos. Așa, pui căsuță cu bifață acolo, știi? Eu am vrut să pun în aceeași pachet, știi, dar vorba aceea, mulți nu sunt între, da. Alte servicii. Putem, putem. Că după aia vin aia care nu solicită acest serviciu și o să zică, na, atunci dă frate un discount aici. Că și asta eu e adevărat, da. Și nu vrem așa dar ceva. Dar atunci tu pornești de la că 50 de puțin. Euro ori 2 plus TVA ori 3, la care zice dacă debifezi căsuța asta atunci pentru o sumă modică de 50, încă 50 de euro îți găsim perechea, pentru o altă sumă modică de 50 da, de euro. Da, să răcim țara, nu? Hai să poate ne gândim un pic sumele, dar rămânem cu ideea, dar sumele posibil să lucrăm un pic la ele. Bună dimineața! Fără Molnar și Ovi, și diminețile e pustiu. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi.